Invitatul de astăzi este Daniel Scumpia, un tânăr cu o poveste de viață cutremurătoare, un tânăr cu alegeri greșite, dar care la un moment dat l-a întâlnit pe Hristos. Auzeam peste tot ce vedeam la rândul meu, țigări, droguri, băutură, distracție. Și fiind crescut în biserică, clar că vreau să gust din ceea ce oferă lumea. Iarba, marihuana. Și altele, dar asta a regulat, am ajuns să fie o dependență pentru mine. Țigări și băutură, dar băutura n-a fost o dependență. Băutura mai beam până s-au întâmplat unele lucruri nefavorabile. Dumnezeu a început să mă cerceteze prin Duhul Sfânt, uitându-mă pe aplicația pe TikTok. Mi-apăreau predici de la frați predicatori, versete din Biblie, mesaje și așa Dumnezeu a început să mă cerceteze treptat. Doar că diavolul vine cu duh de depresie, de sinucidere. Adică de prima are o stare. Dar îndelung această stare, diavolul se folosește de ea ca să ia viața oamenilor. Singur nu putem scăpa de așa ceva. Am auzit vocea lui Dumnezeu în cugetul meu care mi-a spus că astăzi mă va elibera de acest viciu. Na, prima dată când am auzit-o, mi-am zis că e doar un gând de la mine și mi-a zis că n-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Și așa Dumnezeu m-a eliberat. Ce frumos! Jigniți, trădați, puși la pământ, comportamentul meu că e fiind foarte urât, vorbind urând, scuipând chiar, nu cred că am mai avut vreo speranță pentru revenirea mea. Multă pace și binecuvântare și bine v-am regăsit la emisiunea Creștini cu Impact. Invitatul de astăzi este Daniel Scumpia, un tânăr cu o poveste de viață cutremurătoare, un tânăr cu alegeri greșite, dar care la un moment dat l-a întâlnit pe Hristos. Bun venit, Dani! Bine v-am găsit! Cum ești? Bine, slavă Domnului! Ce vârstă ai în momentul acesta? 20 de ani. 20 de ani, mulți înainte. Mulțumesc asemenea. Spune-mi, te rog frumos, cum a decurs copilăria ta? Copilăria mea a decurs ca majoritatea tinerilor din născuți în 2002, fără telefoane, fără tehnologie atât de avansată, pe afară, prieteni, anturaje. Acum, Te-ai născut în familie de credincioși? Da. Părinți credincioși, creștini. Da. La biserică? Frecventai vreo biserică în copilărie? Biserica Elim. Biserica Elim, Timișoara, biserica pentecostală. Am înțeles. Erai în cor de tineri, în cor de copii? Nu. Deci doar frecventai biserica? Da. Am înțeles. Cum crezi că ai început să te depărtezi de biserică? Am început păcatul având formă în viața mea. Am început să fur de la părinții mei bani, să mă depărtez de la biserică, de biserică de la vârsta de 13 ani. Să plec, nu mai îmi plăcea biserica, dar a început când m-am depărtat de biserică. Și păcatul a luat formă în viața mea. Am înțeles. Ai avut un anturaj greșit? Și asta, da, am avut și un anturaj greșit. Colegi de școală sau... Nu, unde stăteam. În apropierea locuinței, am înțeles. Și care crezi că au fost primele lucruri care le-ai greșit, care nu au fost pe placul Domnului? Să fur. Să fur de la părinți. La părinții mei. Am înțeles. Și ce făceai cu banii respectivi? Mergeam, mâncam în oraș, la jocuri. Pe vremea aceea era în centru PlayStation 4, FIFA. Mergeam, mâncam, mă jucam cu prietenii. Și cam atâta, până la am început să o iau cu țigările și alte lucruri. Părinții tăi te-au prins cumva? Știau de ceea ce faci? După cam un an și ceva, au aflat și au dat seama că fur bani de lei și... Și ce s-a întâmplat? Au făcut m-au ceva? M-au mustrat. Da, au făcut. M-au disciplinat, între ghilimele, m-au mustrat verbal. Deci aveam o vârstă, nu puteau să mă mai bată, clar. Mi-au interzis lucruri, dar nu au avut nicio șansă să mă redreseze. Deja gândeam diferit, chiar dacă eram încă copil, trecând prin lucruri și crescând, între ghilimele, pe stradă. Da. Am ales cu prietenii, golănial, așa, aș putea spune. Crezi ca că și majoritatea tinerii se apucă de fumat, de consumat băuturi alcoolice, de droguri, ca să fie acceptați de cei din anturaj? Ca să fie, să zic, șmecheri în grupul respectiv? Unii da, unii nu. Unii se apucă din prostie. Tu de ce crezi că te-ai apucat? Din cauza anturajului, a curiozității? Curiozitatea. Curiozitatea. Da.
Auzeam peste tot și vedeam la rândul meu. Țigări, droguri, băutură, distracție. Și fiind crescut în biserică, clar că vreau să gust din ceea ce oferă lumea. Tu crezi că dacă ascultai, să zic, un podcast despre tineri care au consumat substanțe sau țigări, crezi că mai ajungeai în situația asta sau rămânea în continuare o curiozitate și pentru tine? Rămânea o curiozitate și pentru mine, da. Cel puțin în zona asta a distracției pentru băieți se ridică semne mari de întrebare aici. Am înțeles. Ce efecte negative aveai în momentul în care consumai? Nu pot să zic că aveam efecte negative, să depinde ce. Droguri sau băutură. Tu ce ai consumat sau ce, droguri. Prin ce ai trecut? Iarbă, marihuana. Și altele, dar asta a regulat. Am ajuns să fie o dependență pentru mine. Țigări și băutură, dar băutura n-a fost o dependență. Băutura mai beam până s-au întâmplat unele lucruri nefavorabile. Am înțeles. Crezi că drogurile se pot ține în control sau drogurile te țin pe tine, te controlează pe tine? Clar că drogurile te controlează pe tine. Și crezi că singur te poți opri din asta sau ai nevoie de ajutor? Nu. Ai nevoie de ajutorul Dumnezeu. Am înțeles. Tu cum ai fost reabilitat? Prin Dumnezeu găsi cu cale să îmi îngăduie peste mine acum la începutul anului 2022 un virus la stomac enterocolită cu fumatul, asta vorbesc de fumatul marihuanei, iarbă. Mi-a îngăduit o enterocolită la stomac. Eu când fumam mă durea și mai tare și mai tare și n-am mai putut. Și așa Dumnezeu, printr-un rău făcut între ghilimele, mi-a făcut un bine și m-a eliberat. De atunci am lăsat-o. Ianuarie 2022. Am trecut. Am înțeles. Este greu să ieși dintr-un anturaj nepotrivit. Foarte greu. Fără ajutorul Dumnezeu, cam imposibil. Tu cum ai reușit să ieși din acel anturaj? Dumnezeu mi-a arătat fața prietenilor mei. În ziua de azi toți sunt prieteni, dar nimeni, de fapt. Și cum s-a întâmplat asta? Nu știu să explic exact 100%, dar știu că Dumnezeu a intervenit pentru că rând pe rând Dumnezeu le-a arătat fața tuturor. Nu aveam mulți prieteni, un anturaj de câțiva. Dar pe rând le-a arătat fața. Se vorbeau unii pe alții, mă vorbeau pe mine. Căutau să mă înșele. Să vorbească cu prietena mea, iubita mea. Adică Dumnezeu rând pe rând le-a arătat fața. Mie mi-a arătat. În momentul acesta mai ții legătura cu ei? Nu chiar. Dacă ne vedem, ne salutăm, ce mai faci? Ziceai că ai furat. Ai furat și din afara locuinței și din alte părți? Sau? Chiar, da, dar nu chiar. Da, lucruri mici, așa, prin magazin mergeam, o ciocolată, mai așa, dar nu să fiu hoț. De ce furai? Care era motivul pentru care nu aveam. Furai? Nu aveam. Când nu aveam și mi-era poftă de ceva, ciocolată, ceva, mergeam și luam. Faptul că cei dragi se rugau pentru tine, te supăra sau îți dădea liniște? Atunci sau acum? Atunci. Era un sentiment de nepăsare. Nu te deranja? Te deranja? Nu mă interesa. Pentru mine totul era... Nu, nu aveam nici legătură cu ei. Nu? Eram în filmul meu. În mintea mea, anturajul meu, prietenii mei, distracția mea. Restul nu conta. Și cum se întâmpla o zi obișnuită? Plecai de acasă, te întorceai doar seara sau... Depinde în ce interval al vieții. Depinde. La vârsta de 15, între 15 și 17, cam plecam de acasă, mă întorceam, mâncam, dormeam când veneam, că stăteam câteodată și o zi, două, trei plecat de acasă. Veneam acasă, mâncam, dormeam, făceam duș și plecam înapoi. Veneam, doar stăteam ca și cum formal. Ți-au reproșat vreodată părinții tăi lucrurile acestea? Da, reproșat, mi-au spus. M-au mustrat între ghilimele când eram mai mic și când am crescut au încercat, dar nu au avut șanse pentru că reacționam. Am înțeles. Muzica ți-a influențat viața? Foarte mult. În ce sens? Și în rău și în bine. Depinde ce muzică ascultam. Și, de exemplu, în casă, la voi, ați ascultat muzică creștină? Da, nu mai muzică creștină. Te-a ajutat la ceva sau... Păi atunci pe mine nu m-a ajutat nimic. Nu. Nu, cum eram... Era ca o prăpastie între mine și tot ce însemna Dumnezeu și bunătatea Lui. Care a fost momentul schimbării? Nu pot să zic că a fost un moment exact. Dumnezeu a început să mă cerceteze prin Duhul Sfânt.
uitându-mă pe aplicația pe TikTok. Mi-apăreau predici de la frați, predicatori, versete din Biblie, mesaje și așa Dumnezeu a început să mă cerceteze treptat. În octombrie anul trecut a început, pas cu pas, până am ajuns să Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, m-a făcut să mă scârbesc tot mai mult de viața pe care o aveam, de trăirea pe care o aveam și să încerc să mă depărtez pas cu pas, pas cu pas. Dar momentul care a fost declanșator în viața mea a fost când am simțit dragostea lui Dumnezeu. Când am plecat în București după ce am avut acest virus la stomac și acolo am fost primit cu dragoste, cu brațele deschise de cumnatul meu, prietenul lui, sora mea și nu de mult se născuse și nepoțica mea și pur și simplu dragostea pe care Dumnezeu mi-a arătat-o prin ei mi-a zis că vreau să mă schimb. Și nepoțica mea care, nu știu, când am văzut atâta inocență și m-am văzut pe mine atât de murdar, am zis că trebuie să mă schimb. Am înțeles. Fiind pe cale aleasă de tine, auzeai vocea Domnului chemându-te? Da, dar nu cum am auzit-o când în prima mea experiență cu el. O auzeam, dar nu cum ca o voce, ca și gândul meu. Simțeam că Dumnezeu mă cheamă și că dacă nu veneam acum s-ar fi putut să termin tragic, dar simțeam că acum e momentul să vin și nu puteam să mai dau înapoi. De ce crezi că renunță tinerii din ziua de astăzi așa de ușor la biserică și la Dumnezeu? Plăcerile din zilele de azi sunt foarte provocătoare. Tot ce ține de droguri, tot ce ține de distracție, de anturaje, tot ce ține de partea rea, de fapt. Rolul are și familia, clar, doar că influența e foarte mare. Influența mai ales a celor din jurul anturajului, dar și a duhurilor care intră în aceste conflicte. Și în școli, de exemplu, au intrat droguri și între tinerii din bisericile evanghelice. Ce sfat ai pentru acești tineri? Să-L caute pe Dumnezeu mai mult. Că în droguri nu poate să găsească fericirea, împlinirea pe care o căutăm cu toții, acel gol pe care îl avem noi din Eclesiastul, care Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, nu putem găsi nici în droguri, nici în distracție, nici în băutură, ci numai în Dumnezeu. Care este relația ta cu familia în momentul acesta? Foarte bună. Față de cum era înainte, foarte bună, slavă Domnului. După atâtea lacrimi și atâtea rugăciuni pentru tine, mă gândesc că se bucură pentru da, ceea ce ai devenit. Și relația ta cu Dumnezeu în acest moment? Foarte bună, mulțumesc Dumnezeu. Dacă ai putea schimba ceva din trecut, ai schimbat ceva? Și da și nu. Cred că nu chiar. Da, comportamentul meu față de părinții mei și de familia mea. Dar în rest lucrurile pe care am trecut nu le-a schimba, chiar dacă au fost greșite, pentru că consider că Dumnezeu m-a trecut pe acolo cu motiv, ca la un moment dat în viață poate să ajut pe alții care trec pe acolo. Ce mare crezi că are Dumnezeu pentru tine? Cred că Dumnezeu mă cheamă să fiu evanghelist, asta simt, doar că acum aștept ca Dumnezeu să mă formeze, să mă zdrobească, să mă treacă prin probele Lui și la momentul potrivit să vrei să urmezi ceva cursuri în domeniul acesta? Nu știu, ITP-ul? Da, da, da. Da, te-ai gândit la asta? Da, m-am gândit și mă rog pentru asta. Am înțeles. Ești tânăr. Presupun că urmează să-ți întemeiezi o familie cât de curând. Cum crezi că ar trebui să arate o familie în ziua de astăzi? Sau cum crezi că ar trebui să arate soția ta, viitoarea ta soție? Ai un model de viață pentru ea? Sau? Pot spune că da. Adică, na, simplu. O femeie credincioasă, smerită, care să-L caute pe Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima ei. Și care să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Unde crezi că te vezi peste 5 ani? La casa mea, cu familia mea și în lucrarea pe care Dumnezeu vrea să mi-o dea, să mă folosească în ea. Ai trecut cumva și prin depresie? Da, foarte mult. O mare perioadă din viața mea am trecut prin depresie. Începând la vârsta de 14 ani, când prietenul meu cel mai bun s-a băgat cu prima mea iubită, între ghilimele. Prima dată când m-am și tăiat, nu foarte tare, dar na, copil fiind, depresie, între ghilimele, am fost în stadiul ăsta de durere. Dar da, până la vârsta de
19 ani am fost în depresie. N-am depresia aia să vreau să-mi iau viața sau că mi-era frică de Dumnezeu. Totuși a rămas asta în mine, din biserică, frica de Dumnezeu. Dar, nu știu, nu... Cei care trec prin depresie știu ce înseamnă. Să te trezești, să n-ai chef să faci nimic. Pur și simplu să stai, să aștepți să treacă timpul. Ce-ți plăcea odată să nu-ți mai placă, să nu mai simți nimic, să nu mai pese de nimic. Crezi că poți să ieși din asta singur sau doar cu ajutor? Numai cu ajutorul Dumnezeu. Pentru că depresia, starea de deprimare, e normală. Adică, na, fiecare om se simte deprimat. Doar că diavolul vine cu duh de depresie, de sinucidere. Adică deprimarea e o stare. Dar îndelung această stare, diavolul se folosește de ea ca să ia viața oamenilor. Singur nu putem scăpa de așa ceva. Numai Dumnezeu, trebuie rugăciune, liberare, post. E imposibil singur să scap din depresie. Am înțeles. Tu crezi că pentru că posteau alții pentru tine, ai reușit să ieși din această posibil situație? Posibil și asta. Dar Dumnezeu, da, clar, se rugau părinții mei și cunoscuți, mă gândesc, clar că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată, chiar dacă eram în lume, tot Dumnezeu proteja viața mea prin multe lucruri prin care a trecut. Ziceai că și fumai. Cum ai reușit să scapi de acest viciu? Cu acest viciu m-am luptat foarte mult timp să scap. Chiar m-am lăsat și o lună, dar tot ajungeam să fumez înapoi. Până într-o zi, înainte de botezul meu cu 2 luni, în iulie m-am botezat, la sfârșitul mai Dumnezeu m-a eliberat. Eram la un studiu biblic, la Philadelphia, în Timișoara, și cu niște frați de acolo. Și la prima rugăciune sau ultima, când am intrat sau când am ieșit, am auzit vocea lui Dumnezeu în cugetul meu, care mi-a spus că astăzi mă va elibera de acest viciu. Na, prima dată când am auzit-o, mi-am zis că e doar un gând de la mine și mi-a zis că n-are cum să se întâmple lucrul ăsta, dar din ziua aceea nu mai fumez. Și așa Dumnezeu m-a eliberat. Ce frumos! Ai mai avut și alte dependențe? Pornografia. La vârsta de 13 ani, până când Dumnezeu m-a găsit și m-a spălat. Iar un viciu foarte greu pentru toți tinerii. Băieții vorbind, fetele nu știu, dar în cazul băieților e ceva foarte greu. Foarte greu și foarte greu de scăpat de acest duh. E un duh și acesta care te prinde și te leagă foarte puternic. Și numai Dumnezeu poate să te libereze din acesta. Cum crezi că s-au simțit părinții tăi în perioada rebeliunii tale? Jigniți, trădați, puși la pământ. Comportamentul meu, că ei fiind foarte urât, vorbind urând, scuipând chiar, nu cred că am mai avut vreo speranță pentru revenirea mea. Chiar dacă mergeau la biserică, au avut, doar că faptele arătau că nu mai au, dar inima lor cred că avea. Vreau să fiu o încurajare pentru părinții care se roagă pentru copiilor, sau soții care se roagă pentru soți, sau invers. Să se roage, să spere în continuare, să postească în continuare, căci chiar dacă trec un an, 2, 3, 4, 5, 10 ani, Dumnezeu are timpul lui și la momentul potrivit îi va schimba. Un sfat pentru tinerii care trec prin acea situație prin care ai trecut tu, ai de încurajare sau? Singurul sfat care pot să-l dau e să-l caute pe Dumnezeu din toată inima lor și cu o sinceritate. Doar așa poți să scape de durere, depresie, pornografie, de toate viciile care sunt și distracțiile între ghilimele care te leagă, de fapt. Nu sunt distracții. Fiecare invitat la noi în emisiune primește o prăjiturică. O să te rugăm să servești și tu una. Și să ne citești ce scrie acolo. Isaia 49, de la 4 până la 7. Și eu mă gândeam, degeaba am muncit în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește. El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să duc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat. Căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice,
Este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințele lui Iacov și să duci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Ce frumos! Ca pentru un viitor evanghelist. Slavă Domnului! Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Amin. Îți mulțumim foarte frumos pentru mărturia ta pe care ne-ai împărtășit-o. Sperăm să ajute și alți tineri să-și refacă viața, dar doar cu ajutorul Domnului o să poată doar cu ajutorul Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă așteptăm la următoarea emisiune. Multă pace!